Sunteți în regulă și ca să păstrăm cât putem de mult, toată lumea are măști, ok. Eu mi-am scos masca doar cât vorbesc, după care când va lua cuvântul domnul Tăricianu, trec eu la reguli. Vreau să mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vreau să mulțumesc domnului Tăricianu și colegilor de la ALDE că sunt astăzi și nu doar astăzi, ci sper de acum încolo în toate bătăliile pe care le avem alături de noi, alături de echipa Pro-România și de toți colegii mei de aici. Și vreau să spun câteva cuvinte, o să-l rog și pe domnul Tăricianu și eventual să vă răspundem la întrebări, pentru că astăzi este o zi extrem de importantă. Știrea numărul 1 a fost faptul că în România sunt peste 3.000 de cazuri zilnice de îmbolnăviri cu COVID și o știre extrem de rea, dar probabil vor urma altele și mai rele. În același timp, tot astăzi, ascuns puțin de știrile din zona medicală, din punctul meu de vedere, că a fost prim-ministru, domnul Tăricianu, la fel al tuturor celor care înțelegem că în spatele crizei medicale e o criză și mai mare, și anume cea economică, anunțurile făcute de Banca Mondială, care a spus foarte clar că vom avea o criză, sau suntem deja într-o criză economică mai mare decât cea din 2008. Anunțul făcut de cea mai importantă agenție de rating, că România deja împrumutând în acest an peste 100 de miliarde de lei, intră în mod tehnic în categoria junk. Terminăm și ceea ce putem să împrumutăm. Toate aceste știri de azi ne arată că ne îndreptăm cu o viteză extraordinară spre prăpastie, ca țară, ca societate. Ne arată foarte clar că tot ceea ce a făcut guvernul PNL și suporterii săi din Parlament în această perioadă, în niciun caz n-a oprit nici criza medicală, nici criza economică și socială, ci au accentuat-o. Și ne arată că cineva trebuie să facă ceva, să-i oprim, să construim o alternativă și să-i oprim, așa cum am făcut în 2010-2011, așa cum am încercat împreună, chiar dacă separat Pro-România și ALDE, în 2020, atunci când am votat împotriva învestirii acestui guvern, atunci când am votat împotriva legilor greșite impuse de guvernul Orban și de președintele Iohannis. Este momentul să lăsăm deoparte orice fel de ezitări sau de proiecte personale și să luăm decizii, la fel cum am luat în 2010 într-un moment de criză, și să ne unim forțele, repet, pentru a opri actuala guvernare și pentru a construi o alternativă. Îmi este și ne este foarte clar că ceea ce se întâmplă seamănă, din păcate, mult prea mult cu anul 2009-2010. Alegeri, după alegeri, o perioadă dezastruoasă pentru România, creșteri de taxe, tăieri de venituri, distrugerea firmelor românești. Domnul Orban și cei de la PNL, USR nu vorbesc despre 7 decembrie. Pentru ei, momentul 7 decembrie e un moment pe care încearcă să-l ascundă din mintea oamenilor, dar noi vom face să vorbească, pentru că noi le vom arăta ceea ce fac la fel, ceea ce greșesc și mai ales le vom arăta că au un adversar, că au o alternativă. Și asta vreau să construim astăzi împreună, pentru că după anii 90, România a trecut prin două perioade bune, perioada 2001-2008, guvernările Adrian Năstase, Călin Popescu, Tăriceanu, o criză cumplită, după care în 2012 am reușit iară să scoatem România din criză și 7 ani am mers, oamenii au trăit bine în România. Acum suntem iar în criză și dacă alții nu au curajul sau nu au dorința de a opri acest drum spre prăpastie, trebuie să-l facem noi. Vreau să și cred că putem să construim în jurul acestei echipe Pro-România, cu sprijinul tuturor celor de la ALDE, o alternativă și o forță capabilă să lupte și să se opună măsurilor greșite pe care guvernul PNL și aliații săi le iau. Mă bucur foarte mult și salut faptul că întreaga conducere a ALDE
Înțeleg și vă va anunța sigur domnul Tăriceanu, eu pot să vorbesc în numele celor de la Pro-România. A fost de acord să unim forțele pe care le avem. Nu sunt niște forțe uriașe, dar experiența, viziunea comună, experiența de luptă comună, dar și de guvernare comună, ne permite să vorbim și să venim cu soluții și cu oameni la ceea ce se întâmplă. Și așa cum în 2020, separat, cum vă spuneam, am fost singurii care ne-am opus în Parlament, în discursul public, măsurilor greșite, în primul rând, reinstaurării sau reinvestirii guvernului Orban și, în al doilea rând, măsurilor greșite luate de acesta, așa vom face și de acum încolo, însă mai puternic împreună. Mai vreau să lămuresc un lucru și ne aflăm aici cel puțin doi oameni care vă pot confirma ca martori direcți. Din păcate, Partidul Social Democrat nu a vrut și nu vrea să fie un partener în opoziție față de președintele Iohannis și de guvernul PNL. Au făcut și merg în continuare pe ideea unui blat politic, a unei înțelegeri, acceptă să fie doar un sac de box pe care îl lovesc fie domnul Iohannis, fie peneliștii pe rând. Și vreau să vă confirm încă o dată că și Călin Popescu Tăriceanu și eu și Aldeș Pro-România ne-am dorit și la alegerile locale și la alegerile parlamentare să facem o forță comună, o alianță prin care să dăm jos guvernul Orban și să îi învingem în alegeri. De fiecare dată de la unii lideri PSD au venit scuze, au venit motivații, pretexte, care în final ne-au convins că nu-și doresc să se lupte, nu vor să câștige, vor să piardă, cum au pierdut și la București, vor să piardă și pe 6 decembrie, nu vor să deranjeze, să facă non-combat și noi nu suntem de acord cu acest lucru, așa încât, din păcate, fără cei de la PSD, noi ne vom lupta cu PNL, cu Klaus Iohannis, cu USR, cu cei care în acest moment duc România în prăpastie. Așa încât un singur lucru mai vreau să vă spun, în momentul în care am decis să ne unim forțele, am pornit de la ideea că avem curajul, în primul rând, apropo de ce lipsește unor lideri PSD, avem capacitatea și experiența profesională, avem, până la urmă, experiența comună a luptei din 2010-2011 cu un guvern la fel de rău, sau poate chiar mai puțin rău decât cel actual, dar avem și experiența scoaterii României din criză în 2012 și că vom avea o abordare, un discurs și soluții radicale, fără niciun fel de compromisuri și fără blaturile pe care liderii PSD le fac în continuare. Am luat decizia de a avea candidați comuni la alegerile parlamentare și cei mai buni oameni care îndeplinesc toate criteriile profesionale, de integritate, de recunoaștere locală, dar și de capacitate profesională în Parlament, vor fi candidații noștri, candidați comuni, și sunt convins că atât la Pro-România cât și la ALDE, oamenii care vor fi aleși într-o singură echipă, echipa Pro-România, într-un singur partid, care se va numi Pro-România Social-Liberal, și într-o singură gândire și viziune, pot să blocheze ceea ce în acest moment pare un drum drept spre prăpastie. Vreau să ne luptăm și ne-am arătat amândoi și toți cei de aici că putem să ne luptăm. Vreau să ne unim forțele pe plan local, acolo unde în cele mai multe județe din țară, în consilii județene, consilii locale, sunt fie reprezentanți Pro-România, fie reprezentanți ALDE, fie reprezentanți de la ambele partide care vor forma în mod natural o echipă și sunt convins că bătălia pe care o ducem până pe 6 decembrie înseamnă că după 6 decembrie putem să-i oprim, putem să le stricăm planurile și putem să salvăm România de o nouă criză ca cea din 2010. Încă o dată, mulțumiri celor prezenți.
Îl rog pe domnul președinte Tăriceanu să vă spună punctul de vedere al echipei sale. Le urez bun venit alături de noi. Am lucrat împreună, repet, în momente importante și în momente grele, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere personal. Acum cred că e un moment mai greu ca niciodată, în care cei care se unesc câștigă și cei care se divizează sau divizează forțele bune ale țării, cu siguranță vor pierde. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi pun eu masca acum. Da. Bună ziua. Astăzi, organismele statutare ale Pro-România și ale ALDE au decis simultan să pornim la un drum împreună, să creăm o forță politică mai puternică, să ne unim resursele, având în vedere că pe scena politică românească în ultima perioadă s-a constatat o puternică polarizare între cele două partide mari, o radicalizare a discursului politic și, aș spune, mai mult decât atât, o dorință manifestă a partidelor mari de a elimina de pe scena politică partidele mai mici. Decizia de fuziune de astăzi este răspunsul nostru comun la această situație politică. Eu cred că este o decizie care este bazată și pe experiența noastră politică și pe realitățile cu care suntem confruntați. Sperăm ca cele două echipe să construiască, să fie capabilă, să construiască o forță politică de centru, de factură social-liberală, care să poată să mențină echilibru pe scena politică românească, care să joace rolul unei busole, pentru că vedem că există tendințe de derapaje grave la actuala putere și care, sigur, să militeze în continuare pentru principiile și valorile în care credem. Pe de o parte, noi care provenim din ALDE pentru principiile liberale, cei care sunt în Pro-România pentru o politică socială coerentă. Având în vedere că liberalismul modern include responsabilitatea socială, n-am niciun fel de îndoială că pozițiile noastre pe anumite principii, pe anumite idei, vor putea întotdeauna să fie armonizate. Așa cum spunea și colegul Victor Ponta, rolul pe care dorim să ni-l asumăm este acela de adevărată forță de opoziție. O democrație sănătoasă nu poate funcționa fără o forță de opoziție. Și observăm cu regret ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Sigur, în ceea ce ne privește pe noi, ALDE, vă pot spune că, da, în 2019, la alegerile parlamentare, s-a văzut pe față cum am fost furați. Dar ulterior, atunci când au fost alegerile prezidențiale, am observat, nu numai noi, cred că toată scena politică, soluția oferită pe tavă domnului Iohannis de a fi reales prin candidatura doamnei Dăncilă, care era evident că n-are nici cea mai mică șansă. A urmat anul 2020 și, din păcate, în anul 2020, cu toate că și noi și cei de la Pro-România ne-am opus vehement măsurilor adoptate de acest guvern, am văzut că PSD-ul a fost de acord cu toate măsurile referitoare la introducerea stării de urgență, la introducerea stării de alertă, la prelungirea stării de alertă, încălcând drepturile și libertățile fundamentale. Până la urmă, a trebuit să intervină Curtea Constituțională să pună ordine în aceste lucruri. Da, eu cred că era nevoie de o opoziție puternică. Și ca să vin mai aproape de zilele noastre, vă readuc aminte momentul depunerii moțiunii de cenzură, care n-a putut să fie votată pentru că nu s-a realizat cvorumul. Noi am fost cu toții prezenți și am declarat public și Victor și eu că vom susține moțiunea de cenzură pentru că avem convingerea că acest guvern trebuie dat jos. Chiar dacă ar fi în ultima zi, înainte de alegeri, și tot aceeași
părere mi-aș menține. Dar este clar că astăzi, din păcate, părem să fim numai noi, chiar dacă suntem o forță mai mică, singurii capabili să facem o reală opoziție. Da, avem o experiență pe care, fără să pară lipsă de modestie, o pun în față. Și eu și Victor am fost prim-ministri în perioade în care România a cunoscut bunăstare, a crescut economic, au crescut veniturile oamenilor, atât pensii cât și salarii, și au fost respectate drepturile și libertățile cetățenilor. Am convingerea că ne pregătim cu pași repezi să intrăm într-o recesiune gravă. Dar vreau să accentuez faptul că actuala putere nu vorbește nimic în acest moment despre ceea ce urmează să se întâmple. Sunt convins că după alegeri ne vom trezi cu Fondul Monetar Internațional la București și sub impulsul celor de la FMI, guvernul va lua același tip de măsuri pe care le-a luat Boc cu Băsescu în 2010, după ce Băsescu a fost reales președinte. Au așteptat alegerile să treacă. Eram în criză deja în anul 2009, când nu a fost luată nicio măsură. La fel se întâmplă, după cum vedeți și acum, adică oamenii sunt amăgiți și vrem să le arătăm tuturor, celor care muncesc, fie că sunt în sectorul bugetar, fie că sunt în sectorul privat, tuturor celor care sunt întreprinzători, tuturor celor care muncesc în domeniul educației sau sănătății, tuturor celor care sunt la nivel de PFA, da? Toți vor avea de suferit, pentru că ceea ce se pregătește este o creștere a impozitelor, o creștere a TVA-ului, o serie de măsuri care vor afecta toate categoriile, vor crește impozitele pe salarii și pe pensii. Și cred că trebuie să fie cineva care să le spună clar acestor guvernanți că există și alte soluții decât cele care vor fi preconizate de actualul guvern de a scoate România în criză. Și spuneam că avem, fără lipsă de modestie, această experiență a lucrului făcut și care a dus la rezultate și în timpul guvernării pe care am condus-o și în timpul guvernării care a fost asigurată de Victor Ponta și în care am colaborat. Așa încât vă reafirm că nu vom accepta niciodată ca drepturile și libertățile cetățenilor să fie călcate în picioare, indiferent că este vorba de lupta împotriva coronavirusului, indiferent că este vorba de lupta împotriva mafiei și a clanurilor, indiferent că este vorba de lupta împotriva corupției. Drepturile și libertățile sunt ceva sacru. În al doilea rând, nu vom accepta ca drepturile câștigate de cei care sunt salariați sau pensionari să fie afectate. Avem acest angajament pe care ni-l luăm în fața tuturor și cred că este esențial ca în România să fie o forță curajoasă, capabilă să facă acest lucru, fără compromisuri, fără rezerve, fără rețineri, fără înțelegeri pe sub masă. În final, am un mesaj de dat către cei care ne-au votat, pe noi cei de la ALDE și pe cei care au votat pro-România. Îi îndemnăm pe toți să vină alături de noi, pentru că vrem ca în România construcția noastră să arate că politica românească este mai mult decât o afacere între două partide mari. Această schemă care se preconizează, o alternanță a celor două partide mari la putere, înseamnă un grav atentat pentru democrație. Este nevoie de o reprezentare a tuturor opțiunilor și suntem capabili să facem acest lucru. Așadar, invit pe toți românii care ne-au votat să ne susțină în continuare și pe ceilalți care vor avea încredere în noi. Vă mulțumesc! Întrebări. Sigur că vă auzeam. Nu, nu va fi paritate. Am avut niște discuții premergătoare acestui moment. Și eu cred că
Trebuie să folosim niște criterii obiective și criteriile obiective sunt bazate pe realitățile politice, pe rezultatele pe care le-au obținut cele două partide. Așadar, repartiția pe liste va fi 60-40 pro-România ALDE. La București, cine va deschide lista la Camera Deputaților, cine va deschide la Domnul Senat? Domnul Ponta la Camera Deputaților, am văzut că au apărut de altfel informațiile în presă și eu la Senat. Și o altă întrebare legată de ziua de astăzi, a fost o a doua zi cu un record al numărului de cazuri. Credeți că ar trebui amânate alegerile parlamentare? Da, noi ne-am pronunțat amândoi în privința acestei situații, dar după cum vedeți, logica atât a președintelui, cât și a lui Orban, este una exclusiv electorală. Deci nu contează numărul de îmbolnăviri. Noi am atras atenția că ar fi trebuit amânate inclusiv alegerile locale. Sigur că deschiderea școlilor a alimentat acesta al doilea val de îmbolnăviri, dar și ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale a contribuit în mod esențial. Și sigur că o logică minimală ar trebui să spună următorul lucru. Ce punem pe primul plan? Sănătatea oamenilor? Sau câștigul politic, electoral? Și este evident că Iohannis și cu Orban văd că au făcut alegerea în mod clar. Aș vrea să vă întreb ce ți... Da, vino, vino. Alegerile vor fi cu siguranță pe 6 decembrie. Pentru că așa a spus domnul președinte Iohannis. Și pentru că, așa cum s-a întâmplat și la locale, forța parlamentară a Pro-România ALDE nu ne permite să schimbăm acest lucru. Nu uitați că data alegerilor locale, și a fost un alt diferend între mine și liderii PSD, a fost stabilită printr-o lege a PSD. Și am întrebat, de ce vă grăbiți cu 27 septembrie? Pentru că începe școala, pentru că se apropie sezonul rece, vreți să fiți la fel de vinovați. Cei de la PNL înțeleg de ce se grăbesc, că și-au făcut calculele că o să câștige alegerile. Voi v-ați făcut calculele că le pierdeți, dar asta ați votat, ați semnat, inițiat să fie pe 27 septembrie. În final se pare că da, că era vorba de București în special și de orașele mari, Constanța, Iași, pe care le-au pierdut. Acum, după cum știți, decizia Curții Constituționale dă voie Parlamentului să stabilească o altă dată. Nu va face PSD acest lucru. Noi ne pregătim 100% pentru data de 6 decembrie să candidăm. Părerea mea este că și dacă, Doamne ferește, jumătate din populația României are COVID, domnul Iohannis nu va schimba această dată și implicit domnul Orban și domnul Ciolacu nu vor schimba această dată, că decizia domnului Iohannis este pusă în practică de către cei doi lideri de partid. Și mai spun un lucru, poate să-l spună Călin în numele său. Eu, dacă aș fi fost în luna septembrie prim-ministru, n-aș fi organizat alegerile locale, ci m-aș fi ocupat, în primul rând, de deschiderea școlilor și de pregătirea spitalelor pentru acest al doilea val pe care îl știa toată lumea. Mai vreau să adaug ceva, că aseară m-a întrebat un jurnalist pe bună dreptate. Dom'le, dați-mi o dovadă că lucrurile astea chiar au fost pregătite. Și astăzi un alt jurnalist, mai bine, mai atent decât mine, a prezentat dovada. Ultima dată când s-a actualizat lista cu țările din zona galbenă și roșie, din care nu poți să vii fără să intri în campanie, fără să intri în campanie, în carantină. Vedeți, tot cu campania și carantina. A fost înainte să înceapă campanie electorală, pe 25 august. După care, timp de 6 săptămâni, deși se actualiza săptămâna la acea listă, timp de 6 săptămâni, nu s-a mai actualizat nimic. Din Franța, de exemplu, sau din Spania, în mod normal, conform mecanismului de calcul, ar fi trebuit să anunți încă de la începutul lui septembrie. Sunt și alte țări. A trecut campania electorală, au trecut alegerile, s-a actualizat lista. Vreau să fac un pariu public cu dumneavoastră. În luna noiembrie, iar nu se mai actualizează nicio listă, iar o să scadă numărul de teste, iar o să guvernul deodată de la 3.000, 4.000, 5.000 o să scadă din teste și din neactualizări, dar există ziua de 7 decembrie și cred că datoria noastră, și avem curajul și puterea și capacitatea de a explica acest lucru, este de a le spune românilor că trebuie să trăim și după 7 decembrie.
Gândirea domnului Orban este până pe 6. După aia, după 6 potopul. Dar dacă după 7 intrăm cu totul în lockdown, ne închidem iarăși toată țara, fericiți că s-a votat pe 6, următorul vot mai e peste 4 ani. De aceea, cred că pe 6 decembrie, când vor fi alegeri, pentru că așa a decis domnul președinte, România ar trebui să știe că e ultima șansă în viitorul 4 ani, în viitorii 4 ani, să schimbe ceva. Aș vrea să vă întreb ce țintă v-ați propus, câți parlamentari credeți că veți avea noul legislativ? Sau cât la sută vă propuneți, maxim? Eu cred că putem, noi cei de aici, buturuga mică, putem să răsturnăm carul mare deja format, PNL, USR, UDMR. Că ați văzut că domnul Hunor Kelemen e la ușă tot timpul să intre în alianță și putem să-i obligăm să nu facă un guvern în următorul parlament care să înceapă cu măsurile din 2010. Asta înseamnă că pe 7 decembrie putem să vedem negocieri, discuții pentru un guvern PSD pro-România ALDE sau noua formație? Nu, că PSD, apropo, eu vreau și am discutat chestia asta, vreau să ne prezentăm în cel mai scurt timp măsurile pe care vrem să le luăm, măsurile anticriză, vreau să propunem un candidat de prim-ministru și o echipă. PSD-ul nu cred că va face acest lucru, că ei nu vor. Ei au decis să nu lupte de data asta, au decis să lupte, nu știu, din 2002, să amâne lupta pentru 2024. Opinia noastră este că trebuie să luptăm acum, că acum e criză. Cu cine puteți să faceți guvern dacă din start PNL, USR și UDMR nu este o alternativă, iar cu cei din PSD pare că nu vă doriți un guvern? Repet, ei nu-și doresc să lupte. Noi vrem, în acest moment, să reușim să blocăm din timp măsurile pe care n-am putut să le blocăm în 2010 și să impunem măsurile economice care au relansat România în 2012. Repet, pe 7 decembrie putem să vedem discuții pe Victor Ponta, Călin Popescu, Tăriceanu, Marcel Ciolacu? Vom discuta tot timpul cu ceilalți lideri politici. Vreau însă să vedeți o echipă pro-România cu toți cei prezenți aici, care poate să schimbe măsurile rele luate pentru România. Asta ne propunem. Altfel n-ar rost să candidăm. Doar ca să mai avem un mandat, ne duceam la PSD dacă era așa. O întrebare pentru domnul Tăriceanu. Îi cedez imediat. Da. Domnul președinte, cum doriți. Da, nu. Domnul Glumeam. Președinte Marcel Ciolacu spunea își a dorit să candidați pe listele PSD, practic, din partea PSD. De ce ați refuzat? Da, vă pot confirma. Mai mult de atâta, domnul Ciolacu mi-a spus chiar că ar fi dispus să facem o fuziune PSD cu ALDE. Sunt câteva rațiuni pentru care am declinat această propunere. În primul rând, este o distanță ideologică foarte mare între cele două partide. Eu cred că era foarte complicat să armonizăm punctele de vedere. O să spuneți, poate vă ajut, sau, în fine, o să spuneți, bine, da, și Pro-România este o formațiune de factură social-democrată. Da, numai că Victor Ponta, când a fost prim-ministru, a luat foarte multe măsuri care erau de esență liberală, în sensul unui socialism modern. Al doilea motiv pentru care am refuzat propunerea domnului Ciolacu a fost că această propunere mă viza pe mine și încă câțiva colegi. Și ar fi însemnat că căutăm numai pentru noi o poziție politică și pe ceilalți colegi îi lăsăm în urmă. Și eu nu pot să accept așa ceva. Nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă dintre colegii mei, după cum nimeni dintre cetățenii României nu trebuie să fie să se simtă abandonat, ceea ce cred că se întâmplă, din păcate, astăzi în România cu mulți dintre conaționalii mei, ai noștri. Și ca atare nu am acceptat această soluție, pentru că eu nu vreau neapărat cu orice preț să obțin eu o poziție sau câțiva colegi puțin la număr și să-i lăsăm pe ceilalți cu care am militat timp îndelungat, care au luptat, au făcut eforturi și am găsit această soluție, care este una
echilibrată și de perspectivă. Sigur că unii ori putea să spună, domne, ați fost înfrânți. Nu. A fi înfrânt înseamnă a depune armele și a pleca acasă. Asta înseamnă în accepțiunea mea. Ne unim să fim mai puternici și să mergem mai departe. Și ceea ce contează într-un partid sunt forța ideilor, a valorilor, a principiilor și oamenii. Atâta vreme cât aceste trei lucruri se regăsesc în formațiunea din care vom face cu toți parte, eu zic că suntem pe un drum bun. Mulțumesc. Și o întrebare pentru domnul președinte Victor Ponta. Dacă am primit și eu ofertele, da, le-am primit. Nu. V-am anticipat, am spus încă o dată și o mai spun încă o dată, am niște sentimente extraordinare, chiar mult mai calde decât domnul Tăriceanu față de cei mai mulți membri și votanți ai PSD, pentru că am trăit împreună, am muncit împreună mulți ani, dar nu mă întorc în PSD și nu mă voi întoarce. Dacă credeam că PSD se poate schimba, nu plecam de acolo, sau mă rog, mă întorceam ca domnul Grindeanu. Nu cred că se poate schimba și ceea ce se întâmplă în perioada asta îmi confirmă. Și vă spun exact la ce mă refer. La faptul că în timp ce noi ne batem cu domnul Orban, cu domnul Iohannis, cu domnul Barna, cu guvernul, cei de la PSD sunt foarte preocupați să se lupte cu noi. Adică mi se pare cel mai rău semn pe care pot să-l dea vreodată. Cum să omoare pro-România? Cum să omoare ALDE? Păi stați, mă, ca în faimoasa pildă cu Scorpionul. Era vorba că suntem împreună să ne batem, să trecem România. Voi vă ocupați numai să ne omorâți pe noi. Uitați-vă ce s-a întâmplat la alegerile locale. O spun încă o dată. Am vrut și am crezut că în București și în alte zone, dacă suntem uniți, avem șanse mai mari de câștig. PSD-ul a avut grijă. Dom'le, nu vrem cu pro-România, că e rău Ponta. După aia nu vrem cu Tăriceanu, că acum ne caută să facem alianțe. Păi, de ce n-am fost buni acum o lună și ne-am devenit deodată buni? Sunt dezamăgit, dar în schimb, pe toți alegătorii PSD care au fost alături de mine în multe bătălii și în victorii și în înfrângere, apropo de ce spune domnul Tăriceanu, îi respect, le sunt recunoscător și cred că foarte mulți vor fi alături de noi. Tocmai pentru că văd că noi vrem să ne batem și că nu facem blat cu Iohannis și cu PNL-ul. Tocmai că ați spus că ați fost căutat inclusiv de PNL pentru a face pentru alianțe locale. Da, veți accepta? Nu știu ce se va întâmpla în teritoriu. Sunt anumite zone unde se pot face alianțe locale dacă sunt proiecte locale bune. Mulțumesc. Dacă am lămurit pe toată lumea să nu stăm foarte mult în această formulă, mulțumim. Acum respirați deja pe bucăți, mai stai.